Salutare lume, eu sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod. Înainte de toate, du-te la secțiunea Item Shop, apasă pe butonul Suportă Creator și bagă codul Cristi. Mai simplu de atât nu se poate. Fraților, cum ați auzit și la începutul videoclipului, dacă vă jucați Fortnite, mergeți pe secțiunea Item Shop, apăsați pe butonul Suportă Creator și băgați acolo codul Cristi. M-ați ajutat pe mine foarte mult dacă ați face lucrul acesta. Bun. Haideți să începem acest episod, fraților, un nou episod din seria noastră Minecraft ca frații. Știu că vă place foarte mult seria aceasta, deci haideți să strângem cât mai multe like-uri la acest episod. Pentru că ce urmează să vă arăt, o secundă, doar ce am mâncat, așa. Ce urmează să vă arăt, o să vă schimbe total imaginea despre casa mea. Deci probabil vă aduceți aminte că ieri am făcut casa aceasta minunată modernă. Da, m-am mai jucat vreo cam câte ore, 6 ore off camera. Câteva dintre ele au fost pe live-ul lui Insanity și după cum puteți vedea, am doi papagali, pentru că am fost la 16.000 de blocuri distanță și o secundă să auziți și voi Minecraft-ul. Așa. Deci am fost la 16.000 de blocuri distanță și de-abia acolo am găsit cea mai apropiată junglă. Cea mai apropiată junglă din casa noastră e la 16.000 de blocuri distanță, știu. Și am găsit doi papagali pe care o să-i las aici. Ce faceți, mă, papagalii mei? Sunteți bine? Șezi? Stai și tu pe șezi. Haide, boss. Poți să te așezi? Vrei să te așezi? Vreau să-i pun pe șezi pentru că nu vreau să-i pierd. Și mai am o pisică, dar ce urmează să vă arăt acum afară? O să nebuniți probabil. Să vedeți câte schimbări am făcut aici. Dar mai am de făcut drumul din față. Deci după cum puteți vedea, am făcut acum înainte de filmare, m-am dus în lacul ăsta de aici și am luat tot clay-ul posibil. Și haideți să vă arăt cum arată împrejurimile. Da, o să scot hostile creatures sau să-l dau puțin mai încet pentru că se aude un zombalou super urât afară, nu știu de ce. O să pun mai întâi să prăjească clay-ul acesta și să iau ceva să prăjim ăsta un pic mai mult, să știm că nu se duce. N-am lemn pe aici deloc? Cum să n-am? Ia uite, jungle. Jungle log. Acum sunt șmecher, frate. Am lemn de ăsta de jungle. Am lemn de jungle. Sunt boss pe teren, șerif. Ok, o să lăsăm pe ăsta să prăjească aici și cu restul o să mergem la fierărie să prăjim. Haideți să vă arăt ce avem pe aici. Unde mi-e pisica? Deci, el este Garfield. El e motănelul nostru Garfield. Avem și noi pentru prima dată o pisică. Și fraților, să vă arăt ce avem aici. Boom! Ia uitați-vă! Boom! Piscină! Boom! Uitați-vă ce este aici, cât am stat și cât am făcut aici. Ăsta este terenul nostru de fotbal. Bineînțeles, nu o să-l folosim pentru că e imposibil să-l folosești, dar mi s-a părut că arată genial cu casa noastră modernă aici lângă și cu piscina fix pe lângă. Și efectiv, când am început să construiesc, când m-am luat cu construitul pe aici, am făcut piscina asta și m-a luat... Deci am construit foarte mult, efectiv nu puteam opri. Am zis că aici merge perfect terenul de fotbal și... chiar nu m-am mai putut opri, nu am, am zis nu pot să mă las. Cum te apuci de o construcție, eu cel puțin nu pot să o las așa neterminată și am zis trebuie să o termin. Dacă vă întrebați ce blocuri avem aici, ăsta este concret, este light blue concrete și white concrete. Dacă vă întrebați cum se face, se face din gravel, sand și culoarea respectivă și îți dă powder concrete și după trebuie să-l pui în apă, să-l minezi ca să se facă concretul acesta. Dacă vreți să vedeți cum se face și nu știți mai exact, cred că mai am niște concrete pe aici. Concrete powder pe undeva, uite. Deci ăsta este light blue concrete powder și la contactul cu apa se transformă în bloc solid. În caz că nu știați, o să vă arăt acum pentru cei ce nu știați lucrul acesta. Uitați-vă, deci este powder, boom, l-ai pus în apă și ți-a dat light blue concrete. Se face destul de ușor, dacă știam că blocul acesta se face din gravel, sand și o culoare anume, cred că îmi construiam toată casa din white concrete, pentru că e foarte clean blocul acesta. Uitați-vă la el, gen, e foarte, foarte clean și arată super mișto. Dar ce am făcut? Trebuie să pun asta înapoi. Ups. Și vreau să vă arăt poarta de care sunt cel mai mândru. Deci uitați-vă și voi. Asta este curtea noastră, nu știu ce. Ia uitați-vă. Deci sunt atât de mândru de poarta mea cu redstone. Este prima chestie redstone pe care am făcut-o pe salvarea aceasta și sunt mândru de ea. Deci uitați-vă și voi cum arată. Am pus și eu niște
fansuri de Iron pe aici. Arată genial, nu știu, fraților. Mie mi se pare cam... Deci n-am mai făcut o construcție atât de frumoasă de foarte mult timp. Toată chestia asta, toată curtea asta arată genial. Și am plantat și niște pomi de acacia pentru că mi s-a părut că merge perfect cu curtea noastră. Ce părere aveți, fraților, de curtea mea? Vă place? Lăsați o notă acestei curți minunate. Mie îmi place foarte mult, este de 100 de ori mai genială decât casa mea. Nu vreau să zic că vechea mea casă, adică vila cu tot ce aveam acolo, ferma și lama și totul, nu arată bine, dar curtea asta le sparge pe toate din punctul meu de vedere. Și mai ales ușa asta de la... E genială, e genială. Dacă vă întrebați cum am făcut lucrul acesta, puteți să scrieți pe YouTube How to make a redstone door 2x2 și o să fie cel mai scurt tutorial de vreo 2 minute în care te învață cum să faci așa ceva, pentru că și eu uitasem complet cum să craftezi lucrurile acestea. Și da, trebuie să mă duc acum la fierărie să prăjesc clay-ul acesta pentru că mai avem nevoie de niște brick. Avem nevoie de niște bricks să ne continuăm drumul pe acolo, pe la casă. Deci mi se pare că arată genial. Îmi place foarte mult ce a ieșit și curtea mea modernă. Și oarecum îmi pare rău că nu am filmat mai mult în timp ce o construiam, cum am făcut terenul sau piscina. Dar credeți-mă, nu m-am mai putut dezlipi nimeni de la calculator. Cum am început construcțiile, nu m-am mai putut n-am putut să mă las efectiv până nu am terminat tot. Deci... sper că nu vă supărați că a apărut așa dita curtea cu absolut orice din nimic, dar mă înțelegeți voi. Asta, vreau să știți că nu este de pe creativ. Am stat o grămadă și am făcut toate lucrurile acestea pe survival. Deci nu e nimic creativ aici și asta mă uimește pe mine cel mai mult pentru că nu cred că am ajuns vreodată atât de departe cu o serie de survival. Nu cred că am ajuns odată atât de departe cu o serie de survival pe survival efectiv, fără creativ. Ok, ce voiam să iau? Voiam să iau niște coal. Aș putea să iau, de fapt, niște blocuri de astea. Ok. Și să le transform. Zdrang. Să ne punem la prăjit coal-ul acela. Și acolo în spate, pentru că am poziționat casa destul de urât, chiar voiam să o fac altfel, dar cu toate că îmi place acum cum arată, chiar îmi place cum am poziționat tot, casa este undeva pe acolo prin spate și de-abia se vede ceva. Și aș vrea să... Ok, deci cam câte dostea ar trebui să punem aici? Câte 6? Să ardă perfect. O să punem câte 6. Foarte bine. Sună telefonul. Scuze, filmez în secunda asta. Și vreau să mai fac pe acolo prin spate un drum, pentru că poate vă întrebați unde vrei să mai faci un drum acum cu clay. Vreau să fac pe acolo prin spatele casei, să continue către lac. Nu știu exact ce vreau să fac acolo lângă lac. Cred că aș putea să fac un ponton sau ceva, să arate frumos. Dar cine știe, poate ne mai gândim și la alte lucruri. Mamă, deci sunt atât de mândru de ce am făcut aici, credeți-mă. Dacă făceam toate lucrurile acestea pe un live, în primul rând live-ul ieșea de vreo 5 ore, pentru că am stat o grămadă și am făcut toate lucrurile astea, dar mamă cât de bine arată tot, îmi place la nebunie. Așa, poate vă întrebați pe unde vreau să continui drumul. Cred că o să-l fac pe aici, o să tai copăcii aceștia și o să-i replantez și o să venim aici cu un ponton sau ceva de genul. Și am văzut că, virgulă, casa lui Max, uitați-vă și voi cum arată. Au mai apărut două etaje. Frumos, nu știu când a făcut asta. Eu aseară am stat până la 3 dimineața sau ceva de genul și încă nu intrase nimeni pe server. Deci cine știe când și-a construit Max toate lucrurile acestea. Ce faci, Garfield? Ești bine? Ești fericit? Se uită la... Da. E frumos asta, nu? Mamă, cât am stat să-l iau pisica asta. Deci n-aveți idee cât de greu este să iei o pisică. Puteți să vedeți la Insanity pe live. Deci dacă nu știați, Insanity are două canale. Poate vă întrebați unde postează el videoclipurile de Minecraft. Are Insanity 2. Pe canalul lui Insanity 2 postează Minecraft. Și acolo a făcut un live lung de vreo 4 ore tot așa cu Minecraft, în care eu am fost prezent. Și... cred că pe live când am ajuns acolo în junglă am stat efectiv 20 de minute toți trei, că mai eram și cu Max, să prindem o pisică.
Mamă, deci e atât de greu, fuge de tine, trebuie să aștepți, să se uite la tine, să vină ușor spre tine. Dacă îți mănâncă peștele bine, dacă nu, fuge. Mamă, e groaznic, e foarte, foarte greu. Și au făcut și ei pisici, dar nu știu de ce când ne-am teleportat înapoi acasă, pisicile lor au dispărut. Ceea ce e destul de trist. Dar o să ne întoarcem acolo în locul, în baiul cu junglă, să ne facem iarăși mult mai multe pisici, pentru că vreau și eu mult mai multe. Îl avem pe Garfield frumos, dar vreau și o pisică neagră sau o pisică albă. Sincer, nu știu care sunt toate pisicile posibile în Minecraft, dar aș mai vrea o altă pisică. Așteptăm să se prăjească astea și după mergem acasă să facem drumul către ponton. Mamă, deci când mă uit aici ce este în jur, nu-mi vine să cred că seria aceasta este de vreo săptămână și puțin, adică atâtea construcții blană, mișto rău, în doar o săptămână și puțin. Bine, dacă mă uit la, ia, unde arată statistics, time played, unde arată, trebuie să fie undeva pe aici, time played, o zi și 81, 1.81 zile. Cred că încă .19 și se fac 2 zile, adică 48 de ore pe o salvare de Minecraft. Wow, mi se pare insane, mi se pare super mult. Dar mă bucur că mi-am îmbunătățit skillurile de a construi, pentru că nu știam niciodată că o să... Nu știam vreodată că pot să construiesc, nu neapărat vreau să zic atât de bine, că nu vreau să mă laud, dar... Sunt de părere că mie îmi plac foarte mult construcțiile pe care le-am realizat aici și sper că vă plac și vouă destul de mult sau unde ajuns de mult sau la fel de mult pe cât îmi plac și mie. Nu vreau să mă ridicați în slăvi acum, dar avem puțin să prăjesc ăstea. O să vină și noaptea imediat, deci o să trebuiască să ne culcăm. Hai să vedem cât mai durează. Mai avem 6 bucățele. 7 bucăți, 7 bucăți. Și mai am și level 20, încă nu mi-a picat looting pe sabie, trebuie neapărat să-mi fac o sabie cu looting. Adică, după ce că sabia asta este super bună, mai trebuie încă o sabie cu sharpness 4 sau adaug aici să fac sharpness 5 și un looting mi-ar mai trebui și Bane of Arthropods ca să facem cea mai bună sabie de pe, din Minecraft, cred. Nu cred că am mai ratat vreun enchant sau ceva de genul, dar după ce ne facem cea mai bună sabie de pe server, o să putem să mergem la farma de capete de Wither. Neapărat vreau să fac episodul când... Sau un live, cine știe dacă... Dacă iară, lăsați în secțiunea de comentarii. Când o să bat Wither-ul, vreți să fac un live sau un episod? Sunt curios ce vreți să facem când o să batem Wither-ul. Dacă este mai convenabil pentru voi un live sau cine știe. Vreau să dacă mai am ceva prăjit pe aici. Carne, perfect. Am rămas fără mâncare în ultimul timp. Și asta e puțin grav. Mă bucur că mai am un pat aici și că nu l-am distrus pe ăsta să îl pun la cealaltă casă. Acum putem face zi imediat. Mamă, și contemplu, frate, ce e aici. Peisajul acesta e pur și simplu genial. Și uneori stau și mă gândesc, bă, ce aș mai putea construi de acum înainte dacă acum construiesc tot. Adică nu construiesc tot, bineînțeles, o să tot fie idei de construcții, dar... Nu știu câte ar mai fi până la un moment dat, adică... Și mi se pare că se duc repede, adică o săptămână a trecut de când e seria aceasta și vrem să țină mult, frate, foarte mult. Deja mai am construit skill-ul, deja am o vilă imensă, deja am o fermă mișto. Bine, o fermă mișto încă nu avem. Cu toate că ferma asta chiar arată bine, o fermă mișto nu avem și ar trebui să facem și una de aia, adică de-aia cât câmp, frate, neapărat trebuie să facem și o de-aia. O casă în copac n-am și o să am în curând. Un portal imens avem. Cameră cu poțiune avem și e genială, nu mai e nevoie de alta niciodată. O curte modernă. N-am avut niciodată pe Survival așa ceva și mă bucur că în sfârșit am. Holy shit, cât de bine arată, deci încă nu pot să trec peste, cât de mișto arată curtea mea. Foarte tare, îmi place enorm de mult. Hai să vedem dacă s-au prăjit și ăsta de aici. Mai erau câteva de prăjit. Hai să mai aruncăm un coal aici să se prăjească și restul. Și avem 53 de bucăți de brick.
În caz că nu ne ajung, o să trebuiască să le facem, nu pe toate, hai să facem măcar jumate brick slab-uri. Și haide să ne continuăm pe aici drumul. O să trebuiască să spar chestia asta, pentru că nu știu cu cât ar trebui să, să venim aici, cu câte blocuri. Ar trebui să facem de 3 chestia asta, nu? Da. Deci de aici ar trebui să continuăm. Ceva de genul, să sparg chestiile astea, pentru că am dat cu îngrășământ pe aici să crească floricele. Chiar arată frumos. Și să ne continuăm drumul. Nu știu dacă mai am d-astea. A, și dacă vă întrebați cum se craftează blocul acela, eu n-am știut până acum, de aia nu l-am folosit în vreo construcție pe survival. Dintr-un slab de stone brick, unul peste altul. Atât de ușor se face blocul acesta și eu n-am știut niciodată cum se face. Asta este bine, să te uiți pe Minecraft Recipe, să vezi cum se fac anumite blocuri, pentru că te pot ajuta foarte mult la construcții mult mai geniale. Și n-am știut până ziua de astăzi cum se fac anumite blocuri, chiar super mișto, super, super mișto. Și asta este dezamăgitor. Uite că mai aveam niște clei aici. Doar 8 stone slab-uri mai am, pe bune? Fuck. Asta e nașpa. Ok, va trebui să ne mulțumim cu ce avem. Am mai văzut niște brick pe aici. O să le iau și pe ăsta în caz că nu mai ajunge. Ok. Hai să punem astea așa în față. Și să facem drumulețul. Copacelul acesta trebuie să dispară. Mamă, și cred că Timber Modul nu merge pe copaci ăștia acacia. Da, nu cred că merge. Trebuie să-i tăiem. Trebuie un topor. Avem un topor pe aici, cum să nu avem un topor pe aici? Ia uitați-vă mă la arcul meu. Dacă nu mi-ați văzut arcul acesta, bineînțeles că nu cred că l-ați văzut, pentru că l-am făcut rost de el în live-ul lui Insanity. L-am pescuit. Deci am fost la pescuit în junglă și mi-a picat arcul ăsta. Bine, era low de tot, mai avea durabilitate mică, mică rău, dar l-am crescut la Nicovală și are power 3 and breaking 3. Foarte, foarte bine. Dacă o să-l facem în curând de power 5, o să-i adăugăm infinity, chiar și flame, o să fiu fericit. Mamă, de ce mă sună toată lumea fix când filmez eu acum? Puteți să mă lăsați în pace? Vă rog frumos să-mi fac treaba de youtuber. Uite mă, Timber Modul nu funcționează la asta din păcate. Asta este. Și să punem brick în locul acesta. Și puteți să lăsați în secțiunea de comentarii acum sugestii de ce am mai putea construi. Deci m-am gândit aici o să fac ori un pod, dar nu cred că ar avea sens să facem un pod, oriceva aici în mijloc, ori un ponton. Dar în alte părți, dacă veniți cu tot felul de idei, nu știu, să spunem în munte sau să găsim un... Nu vreau să găsim alt biome și să construim pe acolo alte chestii, pentru că vreau să păstrez totuși construcțiile pe aici, pe lângă casă. Vreau să le fac una lângă alta. Bă, dar de fapt am destule idei de ce aș putea construi pe viitor, deci nu are sens să vă mai cer. Am de fapt prea multe idei și după dacă îmi fac prea multe, nici nu știu de care să mă mai apuc. Adică mă apucasem de scărița aia de la casa în copac și... acum am făcut efectiv o curte întreagă, o casă modernă, nu m-am apucat de aia niciodată. Și trebuie mai întâi să terminăm cu ce am început. Deci avem puțin și o să terminăm și asta. Și după, frații mei, cred că o să ne apucăm de casa în copac sau de ferma aia imensă, cine știe. Da, chiar votați, de ce ați vrea să ne apucăm în continuare de construit? O fermă imensă sau... de casa în copac? Să văd ce v-ar plăcea și vouă, să vedeți. Mai trebuie să mai craftez de-astea slab-uri. Skirt 36, sper că mai ajung. Ok, mi-ajung. Dar să se termine aici? Așa de random se termine? Cred că o să lăsăm așa. Aș mai planta niște pom pe aici și aș mai face niște decorațiune pe aici. Oricum trebuie să punem în părți stone ăsta, stone slab. Și trebuie să mai craftez acum niște stone slab, pentru că
Nu mai avem, stai să văd dacă am puțin cablu sonar. De ce mă sună toată lumea când filmez? Deci nu-mi vine să cred, am primit 4 apeluri până acum. Nu mă sună nimeni toată ziua când nu filmez, stau așa și... Deci nu mă sună nimeni. Și fix acum când mă apuc de filmat, mă sună toată lumea, efectiv. Ce aveți, mă, frate? Cum vă găsiți? Deci așa este viața, efectiv. Așa e, așa e viața. Nu, nu, când te-a pus să faci ceva, sau cel puțin când filmez, ba la trăspot, ba mă sună toată lumea, ba, e foarte ciudat, e super mega ciudat. Așa e papagalii mei frumoși? Bă, da, cât de frumoși sunt papagalii ăștia. Uitați-vă la ăsta, ăsta e papagalul România, e genial. Și papagalul ăsta, mamă, e mult prea mișto. Mamă, dar are Max un papagal, stați să vi-l arăt, în caz că nu v-ați uitat pe live-ul lui Insanity. Stați să vi-l arăt. Să vedeți ce papagal are Max. Deci nu și-a mai făcut nimic pe aici prin curte și-a mulțit animalele, văd. Holy fuck, câte oi roz are. Nu știu la ce-i trebuie atât de multe oi roz. Ok, stai să-i... Dar unde-i papagalul? Că el și-a pus în casă. What? Mamă, nu-mi spune că i-a lăsat liberi. Dacă i-a lăsat liberi ăștia, în atâta timp, cred că puteau să zboare pe aici. Vai de cap, mă, ăsta și-a închis pap... Unde... Unde-i sunt papagalii lui Max? Nu-mi spune că și-a pierdut și papagalii. Ori s-a delogat cu ei pe umăr și probabil de-aia nu mai sunt aici. Sau i-a pus în căbănuța asta? Nope, nu sunt aici. În fine, și-a pierdut Max papagalii. Să sperăm că nu au zburat prea departe. Ok, hai să intrăm pe aici. Bă, eu sunt mândru că am făcut mare poartă aici la intrare, dar poți să intri pe oriunde în casa mea. Adică era mișto să fac în așa fel încât să poți să intri doar pe acolo. Dar uite, dacă vii pe aici, sare aici, bum, deja ai intrat în curte. Oricum, cred că folosești tu ușa asta numai pentru frumusețea ei, adică cât de frumos se deschide și... Zdrang, foarte frumos. Garfield, tu ce mai zici? Ești bine-s? Ești pe treabă aici? Bun. Hai să vedem dacă s-au prăjit ăștia. Cred că dacă mă duceam la ASE mai degrab... De ce am făcut stone brick? Ai de capul meu! Oh, Doamne! Eu din obișnuință am făcut stone brick pentru că am făcut foarte, foarte multe construcții cu stone brick și niciodată nu mi-a trebuit stone-ul. Și mi-a trebuit stone-ul ca să fac stone slab-urile alea. Vai de capul meu! Sigur are ASE niște stone. Să sperăm că are ASE niște stone. Deci am... Asta este mâna mea dreaptă, frate. De fiecare dată când nu am avut un item, m-am dus la ASE acasă. Imposibil să n-aibă stone. Dar de ce minezi cu târnăcop normal când ai târnăcop cu silk touch, frate? Deci eu dacă aș avea târnăcop cu silk touch, minam numai cu el. Și ce poți zici? Că îi se duce durabilitatea, frate? Uite câte diamante ai, poți să le faci imediat. Unde este... Târnăcopul cu silk touch, uite, are 16 diamond oruri. Silk touch, silk touch, silk touch. De ce? Nu știam eu unde i-a dispărut ăla cu silk touch, dar ascunsese, să nu-l vadă și alții. Bă, o să ți-l împrumut puțin, sper că nu te superi. Și o să ți-l lau înapoi, că nu o să ai nevoie de el. E de iron, bă, dar are silk touch, adică să nu ne batem joc. E de iron, dar să nu... Dar are silk touch. Bun, o să mă duc repede să mă culc, să se facă înapoi zi și să facem repede rost de niște stone. De fapt, cred că până acum mi s-a prăjit cobblestone-ul din furnal. Deci, să vedem. Nici nu știu dacă am nevoie de prea mult. 3 18, da, nici nu cred că am nevoie de mult prea mult, deja am luat târnăcopul cu silk touch. O să mergem să îl returnăm, pentru că nu avem nevoie de el. O să-mi fac și eu unul, ca să nu mai tot împrumut itemele colegilor mei. Ups, deci punem ăsta aici. Și mai avem nevoie de încă vreo 10 bucăți, ceva de genul. Pot să fac rost de ele de pe aici, pe undeva. Unde avem niște stone, dăm niște stone, frate. Boom. Stone direct. Silk touch, flexăm silk touch. Mamă, deci după ce o să-mi fac și eu un târnăcop cu silk touch, o să minez în continuu cu el.
Efectiv, n-ai ce face cu cobblestone-ul. Cobblestone-ul este inutil. Este inutil, nu ai ce face. Uite, poți să construiești din el. Da, frate, am făcut dita construcția acolo din cobblestone. Da, atâta. Nici nu arată atât de bine. Să fiu sincer, mai bine mă chinuiam să o fac din stone brick. Dar, aia e. Cine mai distruge acum ce a construit deja? Adică n-are niciun sens. Bun, hai să luăm și de aici ultimul stone. O să las pe ăsta să se prăjească în continuare. Adică, de ce nu? Nu o să-l opresc. Și haide să facem ultimele slaburi. Mamă, nu o să mai trebuiască în viața mea asta un slabur la câte am făcut. Și punem așa pe aici și am terminat cu drumul acesta. Bun, fraților, băi, cam atât a fost cu acest episod. Nu am făcut prea mult episodul acesta. Am vrut numai să vă arăt ce am mai făcut eu pe aici, pentru că mulți dintre voi nu știați. Adică toți, de fapt, nu știați ce minunăție am creat eu aici. Și cam asta este parcela casei mele. Vă place? Mie îmi place mult, prea mult. Deci este genială și am și pisică, am și papagali. Unde sunt, frate, papagali? Uite, stați aici. Bă, da, frumoși sunt. În fine, fraților, dacă vă place această serie și mai doriți episoade în continuare, v-aș ruga să nu ezitați să apăsați pe acel buton de like. Eu am fost Cristi și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!